La Bruxelles a avut loc o ședință de urgență după atacurile teroriste din 22 martie. Europol avertizează că ultimul atac terorist din Bruxelles arată că există o rețea de cel puțin 5.000 de teroriști, mult mai periculoși decât s-a crezut anterior. Directorul Europol a confirmat că există o legătură între atacurile teroriste din Paris și cele din Bruxelles. El a avertizat că ISIS are noi strategii agresive de a ataca Europa. Șeful Europol a mai adăugat că ne confruntăm cu o amenințare din partea ISIS mult mai periculoasă și mai urgentă, care vizează nu doar Franța sau doar Belgia, ci mai multe țări europene în același timp. Este cu siguranță cea mai gravă amenințare cu care ne-am confruntat în ultimul deceniu.